Ne propunem rezolvarea următorului exercițiu. Determinați elementele mulțimilor A intersecta cu B, A reunit cu B și A minus B. Unde? La punctul A. A este egal cu 1, 2, 3 și 5, mulțimea formată din 1, 2, 3 și 5, și B este mulțimea formată din 3, 5, 7 și 9. Le luăm pe rând. A intersecta cu B. A intersecta cu B înseamnă mulțimea elementelor care se găsesc și în A și în B. 1, de exemplu, se găsește în A, dar nu se găsește în B, deci nu face parte din intersecție. 2 se găsește în A, nu se găsește în B. 3, în schimb, se găsește și în A și în B, deci face parte din intersecția celor două. 5 se găsește și în A și în B, deci se va găsi și în A intersecta cu B. Ar mai rămâne 7 și 9, dar acestea sunt elemente care se găsesc în B și nu se găsesc și în A. Deci intersecția dintre A și B este 3 și 5. În continuare, A reunit cu B este egal cu A reunit cu B înseamnă mulțimea tuturor elementelor care se găsesc ori în A, ori în B. 1 se găsește în A, deci 1 se va găsi și în reuniunea celor două. 2 de asemenea se găsește în A. 3, 5, 7 și 9. Practic, când facem reuniunea celor două mulțimi, vom avea o mulțime în care se găsesc toate elementele, atât din A cât și din B, însă fără a se repeta, scrise o singură dată. În continuare, A minus B. A minus B, sau se mai poate întâlni și sub această formă, A minus B, este mulțimea tuturor elementelor care se găsesc în A și nu se găsesc în B. 1, de exemplu, se găsește în A și nu se găsește în B. Deci 1 se va găsi și în diferența celor două. 2 se găsește în A și nu se găsește în B. Deci avem și 2. 3 se găsește în A, dar se găsește și în B. Deci nu se va găsi în A minus B. 5 se găsește în A și se găsește și în B, deci nu face parte din A minus B. Avem și cele două elemente 7 și 9, dar acestea se găsesc în B fără a se găsi în A, deci nu fac parte din A minus B. A minus B este ceea ce se găsește în A și nu se găsește în B, deci A minus B este mulțimea formată din 1 și 2. În continuare, punctul B. AU este D10. D10 înseamnă mulțimea divizorilor lui 10. Și luăm toți divizorii lui 10. Primul divizor al lui 10 este 1. Urmează 2. Următorul divizor al lui 10 este 5, 10 fiind divizibil cu 5. Și ultimul divizor al lui 10 este 10. Astfel, AU, care este mulțimea divizorilor lui 10, este mulțimea formată din 1, 2, 5 și 10. În continuare, mulțimea B, mulțime care este dată prin enumerarea elementelor 4, 5 și 10. Le luăm pe rând. A intersecta cu B înseamnă ce se găsește și în A și în B. Căutăm elementele în comun. 1. Nu se găsește și în A și în B. 2. Nu se găsește și în A și în B. 5. În schimb, se găsește și în A și în B. Deci se găsește în intersecție. 10-le se găsește și în A și în B, deci este cel de-al doilea element și ultimul al mulțimii A intersecta cu B. Mai departe, A reunit cu B. Ce se găsește sau în A sau în B? Sau altfel spus, toate elementele la comun, fără a se repeta. Avem deci 1, 2, 4, 5 și 10. Deși 5 și 10 se găsesc și în A și în B, le scriem o singură dată. Mai departe, A minus B.
A minus B, mulțimea formată din elemente care se găsesc în A și nu se găsesc în B. Căutăm toate elementele care le are A și nu le are B. Acestea sunt 1 și 2. Sunt singurele elemente care fac parte din A și nu fac parte și din B. Deci A minus B este mulțimea formată din 1 și 2.